Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o nouă ediție din seria de emisiuni dedicate prezentării celor ce și-au anunțat intenția de a intra în competiția pentru cea mai înaltă demnitate a statului român, cea de președinte al României. Încercăm prin acest proiect, cu ajutorul domniilor lor, să creionăm portretele și intențiile acestora de a duce România mai departe. În această seară am marea plăcere să am alături de mine un candidat independent la președinția României, domnul Mircea Diaconu, un artist și scriitor bine cunoscut publicului românesc, cu mare priză la public, fost europarlamentar, tot independent. Bine ați revenit la Radio România Actualități, maestre. Și salutări tuturor și mai ales celor care acum sunt în mașină, pentru că eu de cele mai multe ori acolo ascult. Fac mulți kilometri și fără Radio România nu pot să merg. Domnule Mircea Diaconu, deși cartea dumneavoastră de vizită, cum bine spuneam, este unanim cunoscută publicului românesc, vă propun, cu uneltele artistului și scriitorului, să vă faceți un autoportret în maximum 2-3 minute. E dificil, pentru că n-am o părere prea bună despre mine și risc să... Nu, autoportret înseamnă nu să spui ceva despre, ce crezi despre tine. Da. Nu sunt foarte mulțumit de mine. Și asta de foarte multă vreme. Sunt cam scund, etc. Am tot felul de defecte și de probleme. Nu vreau să le mărturisesc acum. Nu. Uitați, eu chiar sunt un om normal și n-am vrut să fiu niciodată altfel. În fine, n-am vrut să ies în evidență niciodată, într-un fel sau altul. Și când eram elev, eram ce se numește un copil cu minte. Și asta sper că s-a văzut în decursul a 50 de ani de când trăiesc în spațiu public, pentru că s-au împlinit în primăvara acestui an, s-au împlinit 50 de ani de la când am ani. Debutat la Teatrul Bulandra. Și se mai face o cifră rotundă. Și ăsta. Se face, să dea Dumnezeu să se facă, pentru că mai sunt vreo două luni, vreo dacă două trăiesc luni. Până da. Atunci, așa spunea păi mama. Trebuie să nu, trăiți. Păi ce știu. Și mama așa zicea mereu, sărăcuța de ea, zicea, dacă îi trăi până la anul, și spunea ce vrea sau și-ar dori să facă. Așa este, dacă îi trăi până în decembrie 24, o să împlinesc 70 de ani, ceea ce este fenomenal. Ca o performanță, pentru că în lumea de azi, vezi bine, la uzurile noastre, la stresul în care, în care trăim, la ce mâncăm, la toate astea, ce respirăm, cifra e o performanță deja. Spun un lucru, poate mai interesant asta, cu ani, mulți în urmă, încă odată se strângea șurubul pe la actorii de film, mai ales, se tăiau contractele, ceva de genul ăsta, era un fel de presiune, anii 80, ceva de genul ăsta. Și atunci Suzana Gâdea, care era atunci șefa, mă rog, culturii în România, a zis următorul lucru într-o discuție, sigur, mai neoficială, a zis, mai lăsați-i în pace, nu vedeți ce tineri mor? E un adevăr și, din păcate... Speechless. Puținele exemple ca noi. Domnul Berigan, ca maestru Berigan sau domnul Rebenciuc sunt rare și pe dea Dumnezeu să fie cât mai multe. Mă rog, nu asta e, nu vreau, n-am venit aici să mă plâng de ceva, ci din potrivă să fiu mândru că am izbutit, sper să ajung la 70 de ani. Mulți înainte. Da, domnul. Mulți înainte. Ați fost ministru culturii. În 2014 ați fost ales în Parlamentul European tot ca independent. O performanță. Da. O performanță. Se poate spune că ați urcat toate treptele demnității românești. Ce v-a determinat să vă doriți să deveniți președintele României? Aici, în fața celui mai numeros public și celui mai curat al Radio România, puteți să vă spovediți. Uitați, sunt nuanțe. Din fericire, limba română are atâtea variante. Poți sculpta în limba română. E atât de amplă, are atâtea posibilități. Iată. Deci nu mi-am dorit să devin președinte, ci să candidez la președinție. Este o enormă diferență. Da, este. Și iată care. E un început de drum. Deci eu am făcut acest pas pe un culoar care are etape, trepte, abia la capăt este ce spui. O posibilă, mă rog, funcție de tipul ăsta, demnitate de tipul ăsta. Dar până atunci... De ce reformulez? Ce v-a făcut să doriți să candidați la funcția asta? A, perfect. Și iată ce. Sunt la pensie,
Nu, sunt o persoană mă activă, uit fără discuție. Mă uit la ochii dumneavoastră atât de tineri și nu-mi vine să cred că spuneți sunt la pensie. Păi sunt la pensie și sunt activ. Deci nu se întâmplă nimic, nu m-am așezat pe o bancă în 5 miliu. Nu, niciodată nu o să fac chestia asta. Și tot așa privind, așteptând cu nerăbdare să vedem cine se așează în această cursă în bloc starturi, ba unul, ba altul, ba unul, ba altul, ce vor, ce spun sau ce ar putea să spună, ce cred. M-am îngrozit zi de zi că vedeam că nimeni, dar nimeni nu înțelegea, după părerea mea, despre ce este vorba. Și despre ce este vorba? Păi este vorba despre altceva decât a fost toți anii aceștia 30 încoace. Adică toți președinții de până acum, după părerea mea, au greșit culoarul. Unii mai mult, alții mai puțin. Cel puțin ultimii doi președinți au greșit culoarul înfiorător. Culoarul care? Culoarul de competență constituțională a acestei funcții, acestei instituții. E profund greșit. De ce zic asta? Ca exemplu practic sau, nu știu, argument practic, este că toți președinții de până acum și-au strâns de gât primii miniștri. Câte unul, câte doi, în afară de guvernul Băcăroiu, care a stat foarte liniștit și nu s-a întâmplat nimic special. În rest, toți și-au strâns de gât prim-miniștri, deși constituțional, președintele nu are această competență să schimbe, să dea afară, să numească primii miniștri sau miniștri, zona asta executivă. Este profund greșit, pentru că aproape toți au prestat politic, au plecat dintr-o zonă profund politică, reprezentăm, vrei nu vrei, o parte a societății, pentru că normal un grup politic se referă și se adresează unui anumit segment al societății care agrează o anumită doctrină, să zicem. Iar celelalte și rămân în partea cealaltă. În clipa în care cineva a plecat dintr-un spațiu politic, eminamente politic, și a devenit președinte, n-a avut puterea, înțelepciunea să treacă peste ipocrizia asta de a semna o demisie formală și a deveni, cum ar veni, neutru. Da. N-au avut puterea să fie cu adevărat neutri și au continuat să fie oameni de partid, trăgând după ei partidul, interesele, gașca, grupul și așa mai departe, modificând, cel puțin Băsescu, efectiv în 2009, a modificat rezultatul alegerilor. Pur și simplu. În Parlament era o majoritate, niște procente, le-a modificat, uite așa. Deci degeaba votăm atunci. Pentru că cineva care e președintele și care ar trebui, dimpotrivă, să fie arbitru nepărtinitor, cineva intră în mijloc, ia mingea, o pune la 11 metri, fluieră 11 metri, trage, dă gol și schimbă soarta jocului. Spuneți-mi, în eventualitatea că dumneavoastră v-ați propus să candidați, în eventualitatea că veți câștiga această cursă la care v-ați propus să o câștigați, că în primul moment s-o traversați și s-o câștigați, că primul moment este nu te înscrii într-un concurs dacă nu vrei să-l și câștigi. Nu? Dacă ai o singură șansă. Este. Una singură. Ce președinte v-ați dori să fiți? Păi despre asta vorbesc. Da. Neutru? Păi nu neutru, obligatoriu neutru. Hai, uitați ce se întâmplă. Hai să ne uităm la Constituție, care e legea legilor. Pe legea legilor. Păi nu se mai uită nimeni la ea. Violată, scârțâită, ruptă, toată lumea una, două, dar de mulți ani de zile, de 15 ani de zile. E proastă Constituția, trebuie schimbată, toată lumea țipă pe tema asta. De ce trebuie schimbată? De ce trebuie schimbată? Ca să încapă pe piciorul meu președintele, să îl strânge la spate, îl deranjează nu știu unde. Nu, de altfel, cum îmi trebuie mie trebuie Constituția. Nu, ce spun eu acum și am început să spun ca disperatul, Constituția este foarte bine făcută. Această țară ca organizare este republică parlamentară, așa reiese din Constituție, dacă o citești cu bună credință, și aici intervin și încerc, mă rog, de fiecare dată, și am să încerc să impun, dacă vreți, în discuția publică, termenii ăștia, mă rog, fumați, ca să spun așa, care funcționează în zona juridică, bună credință și rea credință. Este extrem de important, căci domnul Băsescu, iau exemplu cel mai nou, citește cu rea credință Constituția și face ce vrea dânsul pe acolo. Pune prim-miniștri, scoate prim-miniștri, schimbă majorități și zice că așa e acolo. Nu, profund greșit. Vine domnul Iohannis și vrea guvernul meu. Păi unde e neutralitatea? Unde e medierea? Unde e apolitismul sau nepartizan, să zic așa? Nici nu pot să spun că e apolitic, un cetățean.
are comportament politic pentru că are o opinie, chiar dacă nu e regimentat. Deci nu poți să spui asta cu politic și apolitic, aproape că nu există. Nu există. Nu există, cu adevărat. Când dai bună ziua, e o chestie politică și asta, nu știu. Sau bună seara mai ales. Ei, dar nepartizanatul este fundamental pentru astfel de funcție. Pentru că ești totuși președintele tuturor cetățenilor din țara asta. Nu poți să împarți. O, erau discuții. Sunteți domnul Diaconu, sunteți de stânga sau de dreapta? Întrebare. Ca ce? Candidând la președinție? Păi cum să fii de stânga și de dreapta? Trebuie să fii cu tot poporul. Păi nu există așa ceva. E o aberație. Ori nimeni, că veni vorba. Deci, dumneavoastră, da, statutați un termen. Un președinte nepartizan. Absolut. Deci eu nepartizan și care să nu vrea guvernul lui. Guvernul, guvernul unei țări e guvernul unei țări. Și reiese din jocul parlamentar, din jocul cifrelor, rezultate din alegeri. Deci, practic, guvernul e rezultatul unui vot democratic. Un exercițiu democratic. Exact, pe care cetățenii îl fac și la capul căreia rezultă aproape aritmetic exact ce au votat ei. Dacă cineva intervine și schimbă aceasta, s-a terminat. Nu mai e Republică Democratică, nu mai e nimic. Nu mai e democrație. E ce vreau eu. Or să mă ierte Dumnezeu, domnul președinte Iohannis, chestia asta cu ce vreau eu este dusă la paroxism. Hai să nu vorbim de păi ce. Păi nu vorbim, dar despre, da, de asta m-a speriat. Da. De-aia am pășit în spațiul ăsta care tulbură liniștea mea, echilibrul meu. Normalitatea. Sau pacea sufletului pacea meu sufletului. O face varză. Asta e. Sunt ținta tuturor, e în regulă, mi-asum treaba asta, dar vreau să spun aceste lucruri. Sper că multă lume o să înțeleagă ce spun. Deci nu, președintele nu trebuie să fie partizan. Nu trebuie să vrea guvernul lui. Trebuie pur și simplu să nu oprească mersul firesc al unei guvernări, să înțepe roata bicicletei una, două, ca să te oprești, iar să faci pană, pa iar mai mergi de două, trei ori, iar cineva oprește și iar stai pe loc. Blocaje de tipul ăsta între părțile politice sau instituționale ale României n-au ce să caute. Nu vrem să ne dezvoltăm. Păi când țipă cineva unul la altul, să ceartă peste gard mama cu tata, să-și dau cu parul în cap, care mai de care, copilul ăla cum să învețe? Nu? Vreau să spun cum să crească. Cum să se educe, să crească. Exact. Noi vrem să creștem. Vrem să ne dezvoltăm. Vrem în să normalitate, exact, în liniște, în pace. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Liniștea și pacea și echilibrul unei națiuni, liniștea sufletească sau, mă rog, și speranța fiecăruia și a tuturor depind sau sunt terenul de îngrijit al președintelui. Sunt competența președintelui. Odată la mână. Al doilea mă sperie cu adevărat. Ceva ce de mai multă vreme văd, simt, România, mă rog, nu România, că e administrativă, națiunea română, e în disoluție. Este în disoluție din ce în ce mai accelerată. Mă sperie lucrul ăsta înfiorător și fizic, că dispărem sau ne împuținăm și ca identitate, ca cine suntem, ca valori. Nu mai suntem decât niște oameni cu un buletin care unii culeg căpșuni, alții fac computere, dacă îi întreb cine sunt și de unde vin, ori se jenează, ori nu știu, ceva de genul ăsta. Deci e o disoluție a națiunii. Nu le pasă. Și nimeni, Ruxandra, nimeni dintre cei care contează, dintre decidenți, cum zicem noi, nu se sperie măcar de acest lucru. Sau nu le pasă. Păi nu le pasă, să îmbracă frumos, nu știu, să urcă în mașini scumpe, stau în palate, nu, de tot felul și sunt importanți și nu se îngrozesc de acest fenomen, care este infernal, după părerea mea. Nu știu, astea au fost motivele pentru care am ieșit sau am renunțat la liniștea mea și la cărțile pe care nu le-am citit încă și așteptam vârste înaintate ca să am timp să citesc cărțile pe care n-am apucat să le citesc din literatura mondială. E o minune acolo, în fine. Și risc, să zic așa, sau îmi consum partea vieții mele în felul ăsta și mi-o dedic, dacă vrei, în felul ăsta acestor crezuri. Familia ce a spus? Of, familia nu e fericită de niciun fel. La început, Diana? Nu vreau să spun, să dau din casă, cum se spune, da? Nu. La început au fost chiar împotrivă, era veto generalizat. După fratele, care s-a nuanțat, Diana, da, fratele de Diana, Diana, da, fica, pe copii băiatul și nepoțica, mai ales nepoțica este extrem de importantă, părerea ei, contează normal, cel mai tare, fără discuție. Sufletul când am terminat, mă rog, urma să termin mandatul de la Bruxelles, mi-a zis, la un moment dat așa, dar n-a întrebat-o nimeni, nu era discuția asta, și eram acasă și a zis, auzi, să știi, eu nu-ți mai dau voie să pleci, în sensul de Bruxelles. Imperativ. Absolut. Deci, și asumă treaba asta. Era dor. Îi lipseai. Eu sunt acolo, nu? În familie, ăla, ăștia suntem. Și dacă unul nu e, e durere. Ce frumos ați spus acolo. Da. Acolo, da. Că
la noi, în fine, la țară. Deci, familia la început, nu? După care, cam toți, și fratele meu și soția mea, fiica mea poate mai puțin, au înțeles și chiar mă ajută. Mă ajută în sensul că sunt cu ochii pe mine și dacă mi-alunecă piciorul undeva într-o apariție, mă ceartă, mă corectează, ceea ce este fundamental. Dar vă susțin. Absolut. Absolut. Și acum putem veni la altă. Poftim, am discutat de familie. Pentru Dumnezeu, această celulă universală, de motor al vieții pe pământ, numită familia, e în mare pericol. Ea însăși, ca valoare. În Europa, că am stat 5 ani acolo, știu foarte bine, este ceva infernal, infernal pe tema asta. Infernal. În România, aceste noțiuni, mă rog, încă există. Încă, nu știu, noi pe aici, în țara asta, nu ne aruncăm, termenul e dur, îmi cer scuze pentru el, părinții la azil. Acolo e firesc. Deci, simplu. Legăturile sunt foarte tăiate. Nu, aici nu. Și acolo, nici copiii mei, acolo da. Aici nu ne aruncăm părinții la azil. Și nici copiii peste garda 17 ani. Da. Și nici copiii mei, îți garantez, nu o să ne arunce pe mine și pe soția mea în niciun caz la azil. Paro, ducă, să zicem. Dar nu, nu, nu. Deci, avem alte mentalități. Hai să ținem la ele. Asta se adică sunt de maximă valoare. Absolut. Da, absolut, asupra întregii societăți. Încă suntem legați prin fire nevăzute. Uite ce se întâmplă. Acum putem ajunge într-o zonă în care eu, dacă am să pledez sau să spun, oricine din fața mea, moderator sau nu, pot să spună, păi ești naționalist. E o modă europeană. Știi, când ceva e urât, zgomotos, ușor farseur, e trecut la naționalism. E o zonă, într-adevăr, urâtă. În Franța, slavă Domnului, chiar așa este, cu doamna Marine Le Pen și așa mai departe, și sunt mai multe țări din Europa care practic, în care genul ăsta de a pune problema, face voturi. Face voturi, succes și în Italia, și până Olanda, și până în Austria, ceva de genul ăsta. Uite, am avut discuții la de astea... La patriotism. Păi, asta e. Am avut discuții de astea când eram în Parlamentul European, într-un grup liberal, ALDE, și care era extrem de deschis, revoltat pe lucruri tipul ăsta, ușor internaționalist. Bun. Și am zis, uitați, eu mă declar naționalist în clipa asta. Dar în ce sens? În sensul că națiunea mea aș vrea să fie cea mai puternică, cea mai din toată Europa. În sensul ăsta. Nu e un anti-europenism, ci din potrivă, o dorință. Acum, nu e așa, avem instinct de conservare prin naștere, da? Avem durerea. Durerea ne aparține cu corpul nostru. Când te tai, te doare pe tine, nu pe altcineva. Deci în clipa asta spune o chestie absolut firească prin naștere, să ai identitate personală și națională, o primești. Ce să spun? Te naști într-un loc. Păi locul ăla începe să fie o infuzie cosmică. Păi, nu numai asta, dar e o dependență mistică a ta de acel loc. Și cosmică. Pur și simplu, dar reală, nu așa. Da. Păi cum adică să o arunci într-un coș sau să renunți la poate. Ea? Nu se poate, nu e absurd. Se poate. Deci e natural să ai sau să ții la pământul ăla pe care te-ai născut. Mai departe, tu ești, crești un pic, mă rog, și începi să auzi în jur un cântec, o poezie, într-o seară, o fată, o poezie, nu știu, prima dragoste, și așa mai departe. Lucrurile astea... Nostalgia, ce sentiment frumos, nostalgia străzii, a băncii, a iubirii, păi cum vezi, a spus dumneavoastră. Toate sunt acolo, sau pe aici, m-ați înțeles? Chiar dacă tu ajungi pe partea alta a globului, eu vă spun că am întâlnit atâtea biografii și am umblat mult cu teatru, cu filmele mele, nu știu ce, am cunoscut foarte mulți oameni de tipul ăsta și care au durere fizică pentru banca pe care s-au sărutat prima dată sau fiecare cu reperul lui de acasă. Mângâierea mamei. Unii, acum, poate că, nu știu, stric genul de emisiune. Nu. A fost o scenă pe care chiar țin să o spun că nu ține de campanie electorală. În 79, domnul Ciulei ne-a dus cu o scrisoare pierdută și cu Elizabeta I la New York și la Washington. Și la New York au apărut colegi fugiți, erau niște ani în care cine pleca, era ca o moarte. Fugeau, rămâneau, era un coșmar. O mulțime și din generații diferite, și generația domnului Rebegiuc și a Marii Moraru și Bănică și toți care erau, și a mea, că era mult mai tânăr, și se făcuse așa o gașcă, un grup de vreo 20 care veneau după noi, ne duceau peste tot și care trăiau acolo. Bun. Și într-o seară au zis, hai să mergem la Cutare să gătească Marii Moraru și Victor Rebegiuc, că sunt mari, mari bucătari și rafinați, și să ne vedem, să ne simțim bine. Ne-am dus acolo, undeva etajul 17 în Manhattan, și gătea domnul Rebenjuc și Marin Moraru, și la un moment dat, zicem așa, era o casă, cam două camere jumate, cam așa era cel mai mare apartament pe care îl aveau ei pe acolo,
1, 3, în fine. Și, zic, și stăteam așa și mai beam câte o gură de ceva și s-a făcut seară. Și unul la un moment dat mă întreabă, auzi mă Mircea, unul care a fost corect cu mine plecase, fugise în anul 2. Și noi mâncam la o cantină a IMF-ului undeva într-un pasaj, la pasajul Victoria. Și zice, mă Mircea, mai e mă zahanaua aia din pasajul Victoria? Da, zic eu. Și mai e o mă ciorbă de burtă? Da, zic eu. Jur, doamnelor și domnilor și Ruxandra, în clipa aia i-au țâșnit lacrimi în ochi și a zis, țipând aproape, mi-e dor de ciorbă de burtă. Ba, toți ceilalți care mai ieri, mai alaltări mergeau cu noi și ne duceau și noi ne miram și wow, au, dar ce asta, aici, wow, ce nu știu ce. Hai mă, astea sunt complexele voastre socialiste, lasă. Adică erau, da, aveau doza de superioritate a celui care trăiește, le are și mai departe. Iar noi veneam din întuneric, bun. Erau aceiași. Mi-e dor de ciorbă de burtă. Și țâșneau lacrimile. În ușa bucătăriei este Victor Rebenciuc, care bă, și acum avea și un șorțuleț pe el, ținea ceva în mână, făcea așa cu telul, da? Și zice, păi de ce nu vă faceți? Că el fusese în piață cu ei dimineața. Da, da. E aici și spălată toată, perfectă, tot să pui în ceaun, nu plină de rahat, oh, da, scuze, da, nu, scuze, mă da, rog, da, de da, balegă, da. Cum e pe la noi? Păi nu știm! Păi e simplu! Și începe să spună Victor Rebenciuc cum se făcea, face ciorba de burtă și ăștia notau plângând. Și ziceam, uite mă, clipa adevărului. De asta spun lucrurile astea, să renunți la ele? Păi de ce să renunți la ele? Că ce? Asta înseamnă naționalism sau identitate națională sau aparții unui spațiu, unei culturi. Dom'le, te emoționează când ai învățat niște cântece, le auzi niște cântece și le cântă exact pe alea, altul, pe partea alta a globului. Despre asta e vorba. Asta e forma de naționalism pe care eu o respect și este naturală. Nu poate să o interzică nimeni. Promovată. Nimeni nu poate să o interzică. Și atunci, ca să poți să te duci pe partea alta a globului cu IT-ul tău în Silicon Valley sau unde vrei tu și să fii perfect și eficient și puternic și demn, pleci de aici cu reperele astea la tine. Le ai în geamantan. Știi cine ești, știi cine ai fost și lucruri de valoare. Noi le distrugem, le ironizăm, le trecem la o parte și așa mai departe. Nu, trebuie puse, cum să spun eu, salvate ca animalele pe care de dispariție, reperele, valorile, amintirile noastre, bunicii noștri, istoria noastră, tot Ateneu, că zic așa, cazinou și așa mai, tot ce avem frumos și minunat aici trebuie salvat, protejat și respectat. Ei, numai asta nu se face, îmi pare rău. De asta iartă-mă, sunt lucruri care mă dor și nu mă lasă să stau la pensie liniștit acasă. Spuneți-mi, de ce ar trebui să vă voteze cel mai mare public ascultător, publicul Radio România Actualități? De ce ar trebui să vă votez eu? Tu? Oricine? Nu. Cum să spun eu? Mi-e și rușine sau jenă să spun lucrul ăsta. Deci eu spun... Spuneți-o. Spun aceste lucruri pentru că eu cred în ele și nu de azi, de ieri, de când mă știu, când am plecat cu geamantanul ăla mic cu care făcuse și frate meu armata înainte, da, la București să dau admitere, aveam 17 ani și am plecat cu ele și n-am renunțat la ele niciodată. Spun lucrurile astea și sper din tot sufletul ca undeva tu, altcineva, să vibreze la ele. Eu încerc, dar sunt doar un om cu două mâini, două picioare, nu pot să fac mai mult, să le păstrăm, să le îngrijim, să le respectăm și să ne folosească în bucuria noastră zilnică, nu, în familie, oriunde am fi și unde am merge. De-aia, să zic așa, am apărut, de-aia am îndrăznit, de-aia spun în speranța că cineva mă va auzi. Câți mă vor auzi, o să aici aflăm... Aici vă aud de o țară. O să, nu, când mă vor auzi și mă vor înțelege sau vor fi de acord cu mine... Pe partea la altă, la un moment dat, nu mai știu când, undeva în noiembrie se vor manifesta și o să știu și eu. Și o să fiu foarte liniștit dacă o să fie destui și destul de nefericit dacă o să fie puțin, ceea ce înseamnă, ce ar însemna și mă îngrozește lucrul ăsta, că nu mai e cazul să ținem la cine am fost, la ce suntem, la identitatea noastră, la valorile noastre. M-ar îngrozi lucrul ăsta. Dar nu cred. Ruxandra, am mai parcurs, mă rog, teritoriul ăsta... No Man's Land-ul ăsta electoral în 2014 și atunci a fost senzațional. Am simțit că există o energie în națiunea asta și care nu are culoare politică, nu despre asta e vorba. Nu-i de stânga, nu-i de dreapta. Sau e peste tot. În toate opțiunile există oameni care țin la genul ăsta de valori. Și sunt, mi-au răspuns incredibil. Deci eu țip undeva de durere că cineva mă bate într-un colț
și zic în 5 zile trebuie să strâng 100.000 de semnături și vin de undeva, din eter, neorganizate de nimeni, vin cu poșta, chiar dublu decât aveam nevoie atunci. De ce? Pentru că există genul ăsta de răspuns. Nu vă deranjează? Și vezi că nu zic feedback. E normal. Pentru că mai vezi și asta, am fiorător, avem tot felul de cuvinte românești pentru tot ce vrei și frumoase și mai departe. Nu, dacă nu pui un cuvânt englezesc, nu... Nu există. Nu mergi. Nu, 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 ești... nu vă deranjează că v-au sărit în ajutor ALDE și Pro-România? Păi da, eu am ieșit pe treptele Ateneului și am cerut sprijin. Și au venit. Tuturor. Da. Și nu numai asta, o să aveți foarte mari surprize și mulți alții. O să apară structuri organizate din societatea civilă, asociații și așa mai departe, de toate felurile. Și foarte mari și uriașe, care mă vor susține de asemenea. Am telefoane, am contacte, m-au sunat, am cerut ajutor. Ce se întâmplă? Singur, la nivelul acesta, chiar nu poți. Așa este. Chiar nu se poate. Pe de altă parte, legea electorală e de așa natură încât tu, ca independent, nu ai diverse drepturi față de un partid care ți-e concurent, vrei, nu vrei. De exemplu, reprezentanții în secțiile de votare, un lucru extrem de important. Extrem de important pentru că se duc de râpă voturile, ca să spun așa, dacă nu există reprezentant pe acolo. Ori un partid parlamentar are dreptul să pună această rețea în secțiile de votare și multe altele. Și m-am bucurat că au apărut aceste două partide și mai sunt încă trei partide ceva mai mici și sunt partide mici, nu sunt partide foarte mari. Deci dacă vor fi voturi, cred că nimeni nu o să zică, păi sunt voturile monstrului partinic care a stat în spatele tău. Nu e. Nu e. Și dacă vor fi voturi suficiente, vor fi voturi de peste tot, că mă întreabă lumea, dar de care e bazinul tău electoral? Toată țara. Aceasta a fost ediția dedicată candidatului independent la președinția României, domnul Mircea Diaconu, un om care și-a propus să miște, în felul său, România mai departe. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă urează să aveți gândul cel bun.